Jenna Phillips a uimit pe toată lumea după ce a decis să renunțe la locul ei de muncă și să trăiască precum un câine. Conform ProTV.ro, o femeie care a renunțat la slujba ei de optician și s-a transformat într-o cățelușă puppy girl, Jenna, le-a dezvăluit fanilor că visa să devină medic veterinar, de aici și pasiunea pentru câini și dorința ei de a se transforma în unul. Într-un video postat recent pe internet, aceasta apare când este plimbată în lesă, iar în timp ce se întâlnește cu altă femeie plimbată în lesă, aceasta începe să latre. Jenna, în vârstă de 21 de ani, a câștigat peste 700.000 de lire sterline pe an din OnlyFans. În video clipurile postate pe platformă, aceasta apare jucându-se și bând apă din boluri. În cel mai recent videoclip al ei, care a fost văzut de peste 9,5 milioane de ori, Jenna se tărăște pe podea cu o lesă legată de gât. Acesta nu este singurul caz. Un bărbat ar fi renunțat la a fi om și a încercat să intre în pielea unui câine. Este vorba despre un japonez care se prezintă cu numele de Toko și care a publicat mai multe filmări din noua lui viață pe YouTube.